Meza e formată din plante și din animale. Da. Ce plante vedeți voi aici? Iarbă, copaci. Copaci. Uitați acolo ce copaci sunt. Sunt mestece, sunt brazi. Da? Am trecut și prin pădurea de fav. Uite acolo mai sus, îți faci. Cam la ce înălțime suntem noi? La 600. Cam la 600 de metri. Cum se numește pădurea aceasta cu frunza căzătoare? Că uite, a căzut frunza. Sunt copaci. Așa. Pădure de foioase. Iar după pădurea de foioase începe pădurea de conifere, da? Da. Adică din acei copaci care au frunza acum. Verde. Ca niște ace, da? Da. Și de culoare verde. Vedeți că arborii aceștia sunt dispuși așa, parcă în straturi, da? Da. Aici vedem o pădure de mesteceni. Puțin mai sus e o pădure de fagi. Mai sus e pădurea de conifere. Deci și mai sus de conifere iarba, stratul plantelor ierboase, da? Bun. Vreau să știți că există o luptă între plante. Plantele care vor să crească fiecare mai mare și să beneficieze de soare, de căldură și de lumina soarelui, da? Noi nu ne dăm poate seama, dar să știți că și ele încearcă fiecare să capteze soarele. Unele reușesc să crească mai înalte, altele rămân mai mici. Da, ce ați observat voi în pădure? Așa, deci am urmărit temperatura. Despre ce am mai vorbit? Unde este acum soarele? Acolo. La amiază unde o să fie soarele? Deasupra capului nostru, da? Da. Păi ar cam trebui să fie. Numai fiind timpul puțin dat, știți că noi am dat ceasul mai așa. Oricum, soarele ne încălzește și ne dă lumină, da? Așa. Pe lângă arborii aceștia care vedeți voi, mai sunt și arbuștii. Ce sunt arbuștii? Bogdan. Stai copile jos. Bogdan, ce sunt arbuștii? Ce sunt arbuștii? Copaci? Mai mici. Așa, sunt copăcei mai mici. Spuneți-mi niște arbuști. Alunul e arbust? Da, da, pentru că nu crește așa în alb. Mai spuneți-mi niște arbuști. Așa. Cornul este arbust. Păducelul. Da? Sunt copaci mai scunzi. Noi am trecut prin pădure de fag. Putem să spunem făgeți, da? Tot în pădure ați mai găsit voi ciuperci. Da? Mai putem găsi, am găsit și afin, da? Și afinul este un arbust. Așa. Coacăzele, păducelul, sunt și ele, deși sunt arbust, sunt și plante medicinale, pentru că din aceste fructe se pot face ceaiuri folosite în tratarea unor boli. Așa. Ia să-mi spuneți, pe lângă plantele acestea, în pădure mai putem găsi și ce fel de plante? Hai, cine mai știe? Plante medicinale. Exact, plante medicinale. Mușețel, sunătoare, ghințură, coada șoricelului, coada calului, mentă și așa mai departe. Acestea sunt plante medicinale care uscate sunt folosite la prepararea ceaiurilor și ele ajută în vindecarea unor boli. Boli de stomac, de ficat, cum este sunătoarea,
de rinichi, da? Da. Mugurii, din mugurii de brad se face siropul în tratarea bolilor de plămâni, da? Bun, ce animale putem să întâlnim în pădure? Urs, veveriță, iepure, pisică sălbatică, porc mistreț, da? Căprioară, vulpe, șoarece de câmp. Nu contează, e animal. Deci în regnul animal intră mai multe. Și insectele, și reptilele, și animalele, da. Unele animale trăiesc consumând, mâncând iarbă, da? Și cum se numesc ele? Ierbivore. Altele mănâncă numai carne. Carnivore, cum ar fi pisica sălbatică. Altele mănâncă un regim variat, cum ar fi mistrețul sau ursul. Ierbivore, iepurele, căprioara, nu? Bun. Hai să vedem. Care sunt factorii care dăunează pădurii? Ce dăunează pădurii? Tăierea copacilor. Tăierea copacilor. Altceva. Băieții, care sunt factorii nocivi? Am venit pe drum și am văzut copaci de... Cum? Zgâriați. Scriși, zgâriați pe trunchiurile lor. Deci... inscripțiile care le-am văzut nu sunt ok. Am văzut și copaci tăiați, da? Da. Bine, aici nu e vorba, n-a fost vorba de o defrișare. Defrișare înseamnă tăiere în masă, adică mult. Și greșeala care se face e că după ce se taie, se defrișează pădurea, poate că nu fac împădurirea ei. Deci, obligatoriu, pe acel teren, pe urmă, trebuie să se planteze. Să se planteze puieți, Remina. Remina, fii atentă la toamnă. Bun. Am mai văzut alunecări de teren, da? Da. Ce-am mai văzut? Sol erodat. Să știți că dacă omul acționează greșit, vânează prea mult, sunt animale pe cale de dispariție sau dacă sunt defrișate pădurile care reprezintă mediul lor de viață, la fel aceste animale suferă, da? Vânarea lor, deci toate astea poate să ducă la dispariția unor animale sau specii de plante. Cum prevenim noi? Ionuț, cum prevenim noi aceste lucruri? Noi prevenim aceste lucruri. Prevenim. Prevenim aceste lucruri. Aceste dezechilibre. Prin împădurirea, prin strângerea gunoaierilor. Așa. Prin plantări de tufărișuri. Plantări de puieți. Pentru a evita inundațiile, alunecările de teren. Deci trebuie să facem plantări ca să nu alunece terenul, da? Ați văzut unele reportaje la televizor când arată că se crapă pământul și se duce pământul la vale și pleacă cu casă cu tot. Deci acolo s-au produs niște dezechilibre care afectează și viața noastră, da? Ia să-mi spuneți, ce denotă arborii încrustați? Cum sunt oamenii care au scris pe ei? Fără suflet, da? Din trunchiul copacilor, ce se poate face? Mobilă, hârtie, da. Dacă noi vedem, uite, am văzut mai încolo un bidon aruncat, sau copilul nostru, colegul vostru, a vrut să arunce o coajă de pâine. Asta înseamnă resturi alimentare aruncate aiurea. Ce fel de oameni sunt aceștia? Needucați. Niște oameni needucați, ai auzit? Laurențiu, sunt needucați.
Da. Poluarea pădurii înseamnă oamenii aceștia care lasă lucruri rătăcite prin pădure și acestea nu pot să facă decât rău, pentru că în acele locuri și aerul este viciat, nu mai este un aer curat, un aer proaspăt, se simte mirosul de gunoi, de mizerie, de mai știu eu, așa. Deci nu avem voie să lăsăm ambalaje acolo unde am stat. Și noi acum am stat aici, am servit masa, ce trebuie să facem? Tot ce a rămas de la așa, de la resturile care au rămas, pungi, bidoane, nu știu mai ce, toate trebuie adunate într-un săculeț, într-o pungă, în ceva, și pe urmă duse și aruncate. Ce nu mai avem voie să facem în pădure? Să nu facem un foc. Să nu facem foc. Și chiar dacă facem foc, să zicem că vrem noi să, uite, să frigem o slăninuță, să facem o nu știu ce, trebuie să alegem un loc unde să fie nisip, da? Să fie pământ și de jur împrejur să punem bolovani, așa, ca focul să nu se extindă. Și după ce am terminat de prăjit ce am avut noi de făcut, care e obligația noastră? Să stingem focul. Deci focul nu trebuie lăsat nesupravegheat. Mai zilele trecute, domnul a fost la o stingere a unui incendiu în zona Mirleasa. Ce s-a întâmplat? Cine a Cred că oamenii, deci, care oamenii, după Bureci. Auziți? Ce au făcut oamenii? Rău pădurii. Ori fi lăsat o țigare aprinsă sau eu știu ce ori mai fi făcut. Focul și nu l-au stins. Sau poate au făcut foc și nu l-au stins și s-a produs o pagubă pădurii. Oamenii. Da. Este importantă pădurea pentru noi? Da. Este indispensabilă vieții. Ce ne dă nouă pădurea? Aer. Aer curat. Cum îi mai spunem noi la pădure? Plămânul verde. Plămânul verde sau? Cum îi mai spunem? Aurul verde. Aurul verde. Doamna Remus dorme. Remus, capul sus. Pădurea umezește aerul, mai filtrează praful din aer, da? Pădurea mai aduce și ploaie, nu? Umezește aerul, mai reduce și intensitatea vântului. Care face așa? Adela! Ce face Adela? Alte vorbe înțelepte, dacă mai știți voi, despre pădure. Deci pădurea este aurul verde. Pădurea este plămânul planetei. Știu eu. Poftim. Fără pădure noi nu existăm. Deci, noi n-aveam într-un mediu sănătos trăim și noi sănătos, da? Deci dacă pădurea este sănătoasă, atunci și noi ne putem considera sănătoși. Se mai poate spune și că omul sfințește locul, nu? Dacă suntem niște oameni educați, știm să avem grijă și de pădure. V-am spus să vă uitați pe o frunză, v-ați... Adem aici o frunză ca să le mai arăt încă o dată copiilor. Deci partea asta lată se numește limb. Te uiți la mine? Deci partea asta este limbul, da? Uitați-vă, frunza ce mai are? Niște nervuri pe ea, vedeți? Da? Așa, codița asta se numește pețiol. Iar de unde se prinde ea, se numește teacă, da? Care sunt părțile unei plante? Hai să vedem. Rădăcini.
Rădăcina, care este rolul rădăcinii? Ați văzut că pădurea, copacii au rădăcina lemnoasă, da? Da. Dar celelalte plante, cum au rădăcina? Poate să fie firoasă, poate să fie ca un țăruș, poate să fie ca un bulb, ca o ceapă, nu? Și care e rolul rădăcinii? Să absoarbă sărurile minerale. Să absoarbă apa și sărurile minerale. Ce mai are rolul rădăcina? Să țină planta, uite, să nu cadă. Vedeți cum sunt ținuți copacii? De rădăcinile puternice care sunt înfipte în pământ, da? Tulpina, ce este tulpina? Nu, ai frunza. Prin tulpină circulă, se va de la rădăcină până la toate părțile plantei, până la toate rămurelele și circulă și în sus și în jos, deci absolut prin toată planta, da? Ea duce hrana, practic, hrana pentru plantă. Frunza prepară hrana, da? Deci bucătăria plantei este frunza. Ce s-a întâmplat cu frunzele din pădure? S-au uscat. Oare de ce s-au uscat? Din cauza frigului. Din cauza... Pentru că nu mai sunt condiții de condiții optime. S-a răcit vremea, da? O să vină vreme și mai rece. Deci soarele nu mai are putere să le încălzească. Deci schimbările din natură face să se schimbe și aspectul pădurii. Vedeți, frunzele au îngălbenit, altele s-au făcut ruginii și au căzut, da? Bun, florile, ce rol au florile? Să înmulțească planta, nu? Din flori ies fructul, da? Și în fruct ce se găsește? Sămânța. Ați văzut la jir? Jirul este un fruct care înăuntru are o sămânță, da? Sămânța căzută într-un loc prielnic, ce va face? Va încolți, va ieși un nou copac, un copacel mic, un puiet. Așa. Vreau să facem o dramatizare. Omul și pădurea. Și am să chem aici niște copii care să recite niște versuri. Hai să vedem.